cadră și pietre din berbec. Haideți să dăm la berbec pentru săptămâna viitoare. Zaruri. Multă dragoste vă văd în săptămâna asta. Sunteți foarte îndrăgostiți de cineva pe care credeți că ați pierdut. Sau nu găsiți nicio cale de ieșire, de a vă contacta, conecta cu acea persoană, de a vă pune în legătură, ați aflat multe secrete, urmăriți pe cineva, aveți o relație blocată unii sau comunicați mai nu foarte bine cu persoana de lângă dumneavoastră. Ceva blocaje, ceva neînțelegeri, ceva certuri văd pentru berbec săptămâna viitoare. Hai să mai scot o carte de aici. Multă dragoste totuși, multă dragoste, împlinire, vise, dar și ceva supărare trecătoare. Ceva certuri, neînțelegeri, oboseală, plictiseală, poate ceva nori în dragoste. Deocamdată nu, comunicarea este blocată sau ceva neînțelegeri apar în această săptămână, dar dragostea și relația continuă. Vești de un copil, dar poate de undeva de departe. Sau vă gândiți la cineva de departe, sau aveți două persoane în minte, în inimă. Unii v-ați săturat de relație, de aceeași situație. Cam asta a fost pentru berbec. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.